După ce sunt formate golurile subterane, acestea ulterior se pot reumple cu diverse formațiuni de calcar. Practic, apa pătrunde în continuare pe fisuri, dizolvă calcarul, iar în momentul în care ajunge această apă într-un gol subteran, prin ruperea picăturii se degajă dioxidul de carbon, care forma dioxidul care forma acidul carbonic din apa ușor acidă și poate să redepună sub formă de stalactite pe potea, stalactite pe tavan, coloane și alte formațiuni, scurgeri, pavolcale și așa mai departe.